astăzi vorbim despre situațiile în care ni se oferă sau dorim să mai cerem încă o porție de mâncare. Pentru acestea, trebuie să repetăm și să învățăm formulele „Da, vă rog”, „Nu, mulțumesc” pentru acceptarea sau refuzul unei noi porții. Trebuie să ne gândim bine atunci când rostim aceste cuvinte. Sunt gazde care ne vor lua în serios. Dacă ne imaginăm că este de bun gust să refuzăm a doua felie de tort, cu toate că am mai mânca o porție, riscăm să rămânem fără ea, deoarece a doua oară nu ni se mai oferă dacă am spus „nu, mulțumesc”. Pe de altă parte, un obicei nu foarte elegant al românilor este acela de a-și obliga musafirii să mănânce mai mult decât pot. Masa se transformă astfel într-un adevărat calvar când inimoasa gospodină repetă insistent, deși am spus ferm, „nu, mulțumesc”. Se poate cere sau lua dintr-un fel care ne-a plăcut în mod deosebit, ori se poate refuza ceva ce ne face rău sau nu ne place. Politicos este să acceptăm să gustăm din felul respectiv pentru a nu jigni gazda. Tot de politețe ține și tactul gazdei de a oferi mâncare suficientă, nici prea multă, nici prea puțină și fără a-și lăuda excesiv preparatele culinare. Totuși, musafirii pot lăuda preparatele culinare spre încântarea gospodinei, dar vor face acest lucru nu strigând peste masă și nici cerând pe loc rețeta.